with all your courage. Trust in your friends and you can win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension's so exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up, if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up, if you love football. Inazuma 11. Inazuma, hey! Inazuma, here we go. Inazuma 11. A sosit momentul, în sfârșit începe noul sezon. Mai în 5-9 zi de vară, turneul va decide cel mai bun club școlar de fotbal din întreaga țară. Exact, turneul Frontiera Fotbalului. Echipa se va plasa deasupra celorlalte. Ce echipă va depăși toate obstacolele pe care le va întâlni? Aceasta este etapa de eliminare. Doar 14 echipe vor trece de runda eliminatorie și încă două vor primi aprobare specială. Și vom avea 16 echipe în înfruntarea pentru trofeu. Iar echipele care vor juca primul meci sunt... Aveți grijă! Puternica echipa liceului Wild! Și la contra... Oaspăt apărut în scenă, Școala Raymond! Primul meci va fi unul memorabil, asta e sigur! Dar ce echipă se mai impune? Frontiera fotbalului... Ei, ai de gând să stai în pat toată ziua? Întârzi la școală! Frontiera! Frontiera fotbalului! Unde e Caiet? Frontiera! Neața! Ce scârbos! Mergem la frontiera fotbalului! Hei, ce mai faci? Bine, mulțumesc! Frontiera fotbalului! Oh, e foarte entuziasmat, nu? O să o mai spui o dată, doar despre asta vorbești. Hei, băieți! Eu sunt Bobby Swift. Cum merge treaba? Binișora zice. Îmi puteți spune unde-i biroul directorului? Hai să ghicesc. Te-ai transferat la noi? Da, exact asta e. Sunt nou venit aici. Zău că o tornadă n-ar provoca așa un dezastru. Putea măcar să-și pună hainele la spălat. Îmi amintește de celălalt. Îi seamănă din ce în ce mai mult cu fiecare zi. Unu, doi! Ați înțeles, băieți? Da! Turneul Frontiera Fotbalului va începe cât de curând! Da! Și cu cine jucăm? Jucăm... Habar n-am cu cine! Cu liceul Wild? Se pare că această echipă... A jucat cu Royal anul trecut, într-un fel de turneu local. Nu se poate! Jucăm împotriva unei echipe atât de bune? Nu te bucura prea tare, domnule Evans. Probabil că veți fi spulberați. Și încă ceva. Hei, salutare! Eu sunt Bobby Swift. Joc în apărare. Ești un puști tare ciudat.
De ce vrei să joci într-o echipă atât de slabă? Bună, Bobby! Hei, tu ești Silvia, nu? Ce cauți aici la Raybon? Voi doi vă cunoașteți? De ceva vreme. Îmi pare bine! Bun venit în echipă! Că tot ce pot și ajută-ne să câștigăm frontiera fotbalului! Jucăm cu Wild! Crezi că îi putem învinge? Care-i problema, Bobocule? Crezi că le știi pe toate? Păi, am jucat contra lor la școala de la care vin. Sunt agili și puternici. Au controlul balonului. Dar cel mai important, sunt de neînvins în aer. Scuze, trebuie să merg la baie. Nu, iar o să ne lași baltă. Nu. Ba, noi o să învingem. Avem trei mișcări. Mai întâi, tornada de foc. Apoi dragonul zdrobitor. Apoi, cea mai tare, dragonul tornadă. Asta e foarte bine, dar săriturile lor sunt absolut incredibile. E posibil chiar să oprească dragonul tornadă de sus? Da, visez, prietene. Bobby are dreptate. Și eu am jucat împotriva lor. Figurile lor aeriene sunt chiar mai bune decât ați văzut la Royal. Cu siguranță pot fura mingea de deasupra. Glumești? De ce e posibil ca dragonul tornadă să nu meargă? Chiar că mă duc la baie? Bine! O să inventăm o figură nouă! Găsim o altă lovitură fatală, nicio problemă! Mergem direct pe culme! Gata, băieți? Hai că poți mai mult! Da, știu că pot! Mai dă o dată! Bine! Ține! De ce ai aruncat-o tocmai acolo? Ce sunt eu, câine? Nu jucăm aport aici! Hei! Deci, îți place freza? Da, îți vine bine! Să înțeleg că te ocupi iar cu fotbalul, a? Puteți să-mi vingeți, băieți! Gata, Nathan! Începem! Gata! Hei, văd că vă antrenați din greu! Domnule veteran! V-am văzut în meciul cu Royal! Mi-a trezit amintiri! Așa e, mi-a amintit de zilele de demult ale Inazuma 11! Inazuma 11? Ia stai o clipă! Ești nepotul lui David Evans, nu-i așa? Și nu știi ce e Inazuma 11? Inazuma 11 a fost echipă de legendă formată aici la Raymond cu aproape 40 de ani în urmă. Aproape că au câștigat turneul frontiere în acel an. Ar fi reușit dacă nu... Ce? Nimic. În orice caz, au fost cea mai grozavă echipă. Nu renunțau niciodată, chiar dacă întreaga lume era împotriva lor. Cât de tare! Vreau să fim la fel ca ei! Suntem următorii în Azuma 11! Păi, desigur! Sângele acelei echipe istorice curge prin venele tale ca apa, băiete! Te referi la bunicul? Iar la el? David Evans a fost antrenorul echipei în Azuma 11. N-am cunoscut nici când un om care să iubească mai mult fotbalul. Asta vreau să fiu. Vreau să fim următorii în Azuma 11. Vreau să fiu la fel ca el. Dar nu poți face asta singur. Sigur că nu. Vom reuși împreună, nu? Da! Să le arătăm, băieți. Să arătăm lumii ce poate face noi în Azuma 11. Da. Mă tem că Raymond nu are cum să câștige meciul cu Wild. Desigur. Da, înțeleg. Mai vreau, te rog. Mai vrei? Unde pui atâta mâncare, Mark? Ia treia porție. Și hai, termină mai repede. Nu mai apuc să fac nimic dacă stai și mănânci toată ziua. Nu te teme, mamă. Termin repede. Hei, bunicul a fost într-o echipă numită Inazuma 11? Ce e? Ce s-a întâmplat? Nu știu, sunt casnică, nu profesoară de istorie. Nu se poate. Cum să nu știe mama de ei? Intră! Tu erai tată. Ei, mă bucur că măcar te prefaci că înveți. Foarte amuzant, tată.
place mult fotbalul, nu? Da. Mama ta nu-l suportă. Știi asta, nu? Vezi tu? Crede că bunicul a murit din cauza fotbalului. Ce s-a întâmplat mai exact? Ei, nu știu sigur, nu-i place să vorbească despre asta. Eu unul nu știu prea multe despre jocul ăsta, Mark. Dar știu că este bine ca cineva să facă sport. Hea! Spune-mi, bunicule, ce s-a întâmplat? Noua lovitură! Saltul tunetului! Umbra părului! Priviți aici! Pitirezul Jack! Vă reuși băieții să găsească o figură nouă înainte de jocul cu Wild? Nu sunt prea sigură. Nu-i bine deloc. Dacă nu găsim curând o lovitură nouă, o să ne facă praf din primul meci. Nu renunța încă. Hei, nu renunț deloc. Dar trebuie să luăm în considerare toate variantele, nu? Mai rău e că și dacă găsim o lovitură, nu mai avem timp să o învățăm, nu crezi? Sunt sigur că găsim noi ceva. De ce ești așa de sigur? Știu! Hai să discutăm despre asta la masă. Vreau niște tăiței. Nu văd ce șanse am avea contra Wild fără o nouă lovitură. Știți ce? Eu cred în voi, băieți. Iar dacă nu găsim o soluție, o să mai vedem noi la meci. Sunt sigur că așa ar fi făcut și Nazuma 11. Frate, ți se răcește aici. Oh, da. Inazuma 11, zici. Mă întreb ce fel de super lovitură avea bunicul și ai lui. Mi-ar plăcea să aflu. Atunci trebuie să te uiți în caietul secret cu lovituri. Ce? Despre ce caiet vorbești? Și ce scria în el? Stai! Ai spus caietul secret? Te referi la caietul de joc? L-am deja! Sunt doar informații, nu lovituri. E important și caietul ăsta, dar cel cu loviturile secrete este cheia întregului joc. Ești nepotul lui David Evans, nu? Ei, ca să vezi, moștenitorul tronului în persoană. Nepotul marelui David. Ce înseamnă asta? Caietul ăla îți poate aduce multă nefericire, băiete. E sigur că vrei să-l vezi? Da! Un caiet secret? Și se pare că e ascuns pe undeva prin școala noastră. Foarte tare! Dar de unde știe tipul ăla de la tăiței? Nu știu. Totuși, detaliile de genul ăsta nu contează. Dar contează unde este ascuns. Nu se poate. E chiar aici? Da, l-am auzit. A spus că e în seiful din biroul directorului. Gata, să mergem. Intrăm și ieșim în liniște, bine? Da! Hei, mă striviți! Mă striviți! Bun, asta e. Ce s-a întâmplat cu lăsați pe mine? Grăbește-te, suntem mâncați dacă ne găsesc aici. Îmi pare rău, deja v-au găsit. Bună, noi doar... Ne antrenam. Da, exersam ascunsul într-un loc în care să nu ne găsească adversarul.
imaginez că asta căutați. Am dreptate? Caietul bunicului! Dar este inutil, nu? Cum adică? E indescifrabil. Ce e asta? Un cod secret? Sau altă limbă? Nu, cele mai multe semne nu valorează nimic. Nebune? Mă tem că da. Atunci n-avem ce citi? Deci are dreptate, e inutil. Evans! E grozav! Explică mâna zeului și restul! Poți să citești? Da, pot să citesc orice e scris de el. La început nu mi-a fost ușor, ce-i dreptul pare o mâzgăleală. Dar după ceva vreme am înțeles. Aici este lovitura lor aeriană. Saltul Inazuma. Saltul Inazuma? Îmi place cum sună. Stați, stați să vă citesc. Unul sare cu un ca, altul sare cu un bum. Împreună creează un kabum. Acesta este saltul Inazuma. Un salt cu un ca și un bum? Ce-i asta? Mă scutește-mă. Spune-mi, Marc, unicul tău la școală avea note mari la limbi străine? Păi, mă tem că singurul lucru la care s-a priceput a fost fotbal. Dar chestia asta cu ca și bum e o prostie. De ce n-ai explicat-o? Nu știu, dar înțelegem noi până la urmă. Saltul Inazuma este descris undeva în aceste pagini. Trebuie doar să-l exersăm. De unde ai atâta încredere? Un salt cu un ca, zici. E timpul de o pauză. Deci mai e un caiet scris de bunicul lui Marc. Și se pare că singurul care îl poate citi e Marc. Așadar ar fi inutil să-l fur. Gata, pauza s-a terminat. Hei, Bobby, frate, începem antrenamentul. Bine, vin imediat. Bun, pregătiți-vă, o să doară. E tehnica lui Marc, așa că dați vira pe el. Stai că vine! Stai, stai! Nu sunt gata încă! Excelent! Frumoasă traiectorie! Hei, Marc, putem vorbi o clipă? Cred că am înțeles lovitura. O, da? Mă gândesc că la asta se refere. Mai întâi un jucător sare așa. Apoi al doilea jucător îl folosește ca pe o trambulină pentru mai mult elan. Când este destul de sus, șutează mingea peste cap. Ce crezi? Splendid! Asta e! Exact asta înseamnă! Ți-ai dat seama! Cred că al doilea jucător, cel care trimite mingea peste cap, ești tu! Tu ești alesul, nimeni altul! Alesul? Dar jucătorul pe post de trambulină... Trebuie să fie Jack! Da! Stai puțin, de ce port asta? Pentru că trebuie să înveț să faci asta. Dacă nu poți să sar destul de sus, nici al doilea jucător nu o să poată. Înțelegi? De aceea trebuie să lucrăm la săriturile tale. Dar cu asta pe mine... Nu pot sări deloc. Nu-ți face griji, încearcă. Eu unul așa fac și întotdeauna funcționează. Încearcă. Am pornit. Ești bine? Cred că te-a durut. Da, m-a durut. Dar trebuie să sar mai sus, așa că împingeți-mă mai tare dacă puteți. Bine, s-a făcut. Deci o să-l folosească pe Excel deasupra. Foarte interesant. Ei, ce-ar fi să ne oprim? Ai suferit destul pentru o zi. Dar voi nu? Asta nu e nimic pe lângă ce ai tu. Eu rezist toată noaptea. Îndur și mai mult, nicio problemă. E dur. Bine, atunci continuăm.
băieți, încetați, vă rog. Știu că nu vrei să lași pe Jack singur. Frumos din partea ta. Dar tu nu ești nevoit să treci prin asta, Mark. Da, nu-ți doare rost, capitane. Trebuie să fac asta. Eu vreau să mă opresc. Știi ce? Chiar când ești pe punctul să cedeți, adevărata putere apare de sub carapace. Da! Ha! Hai să mai încercăm o dată. Bine. Dați-mă la o parte! E, asta numesc eu săritură! Vine tot așa! O, bine, dar să știi că mă dor genunchii! Ca să vezi, ai reușit! Excel, e mort! Nu am nimic. Ai reușit în sfârșit. Oh, nu încă. N-am parcurs decât o treime din drum. Dar am trecut de partea cea mai grea. Putem să o facem, sunt sigur. Felicitări, băieți! Am pornit foarte bine. Ne așteaptă meciul cu Wild, așa că la treabă! Da! A început turneul frontierei și ca să avem o șansă împotriva salturilor celor din echipa Wild, trebuie să ne perfecționăm mișcarea. Saltul Inazuma! Dar dacă lui Jack nu-i trece frica de înălțim, nu o să reușim. Trebuie să-ți învingi teama, Jack! În următorul episod, acesta este saltul Inazuma. Meciul a scăpat de sub control. My little heart can't take no more. You must know because it's sore. You made me feel so sad because I need you bad.